ascultam la Europa Liberă textele doamnei Cornea, între care unele se află în această carte, și nu știam nimic sau aproape nimic despre ea. Una din obsesiile mele era oare cum s-a întâmplat, cum a fost momentul în care s-a hotărât să le scrie, în care s-a hotărât să intre în această aventură existențială care avea toate șansele să se termine foarte rău. După aceea, după ce ne-am cunoscut, după ce am colaborat în toate felurile posibile și niciodată nu o să pot să-i fiu destul de recunoscătoare, nu numai pentru ceea ce a făcut ea înainte de 89, ci și pentru felul în care după 89 a fost în permanență alături de în momentele cele mai grele, alături de oamenii care n-au renunțat care prin prezența ei se simțeau încurajați. Pot să vă spun, de exemplu, ceva, poate că nici nu chiar atât de semnificativ, dar chiar mi-am adus aminte astăzi, la Papei și cu faptul că se va petrece beatificarea episcopilor greco-catolici, dintre care 7 episcopi greco-catolici, dintre care 4 au murit la Sighet. Mi-am adus aminte cât de greu am făcut sala despre persecuțiile împotriva bisericilor și cum nu numai Biserica Ortodoxă a refuzat să ne ajute, spunându-ne că preoții, noi spunându-ne că avem mai mult de 2000 de nume de preoți ortodoxi închiși și că speram că Biserica are mai multe date și ne-au răspuns că e o problemă cu care n-au nicio legătură, pentru că cei care au murit în închisori n-au murit pentru Iisus și pentru ideile lor politice. Dar, spre uimirea noastră, nici Biserica Greco-Catolică, care i-am scris o scrisoare la care am muncit cât la o carte de poeme, pentru că nu știam exact cum trebuie să mă adresez, cum să cerându-le sprijinul, nici măcar nu ne-au răspuns, în timp ce umblând din om în om, ea fiind greco-catolică și mărturii, fotografii și așa mai departe. Doina Cornea a fost în permanență alături de noi, a fost unul din liderii Alianței Civice și, mă rog, a vorbit în balconul de la universitate. Deci, în toți aceste ani în care am fost împreună, voiam să o întreb și n-am avut curajul. Cum a fost momentul în care s-a hotărât să ia în mână creionul și să înceapă să scrie? Cu câteva timp în urmă, am citit un volum de versuri a ei, aflat în manuscris, care va apărea. Un volum de versuri în care revine foarte des de la primul poem, dar revine formula la 50 de ani în diverse forme. Ba chiar există la un moment niște versuri în care spune eu n-am scris versuri ca oameni normali care scriu în adolescență, mie mi-a trebuit să împlinesc 50 de ani ca să am curajul să... În clipa aceea am făcut socoteala ce vârstă avea când au început să apară textele ei și avea 50 de ani. Deci, mi se pare absolut misterios acest fel în care o doamnă fragilă, ca o statuie de Tanagra, care avea
această extraordinară doamnă, a cărei caracteristică vizuală, evidentă și jocantă era fragilitatea, a fost numai omul cel mai puternic din România de un deceniu și ceva. Să existe, iar nouă, la fel de simbolic, începea să nu mai ne fie rușine că ea aparține. Cred că asta trebuie să fie recunoștința noastră veșnică pentru ea. Felul în care a fost tratată după 89, se potrivește și seamănă cu felul în care ne-am tratat oameni. Nu e nimic nou. La urma urmei, de la faptul că Academia Română tocmai a avut o carte în care sunt reproduse după memorialul de la Sighet procesele verbale ale Academiei Române conduse de Mihail Satopianu, în care se hotărăște în pofida faptului că Camil Petrescu și Ion Jalea încearcă să se opună. Lipsă de bun simț istoric, hai zice, nu numai psihologic.